Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit. Ne reîntâlnim la emisiunea Ordinea de Zi. Eu sunt Aura Stoienescu, iar astăzi discutăm de al justiției cu Reli Sanda, de data asta nu interpret de muzică populară, ci avocat. Bună, Reli! Bună seara, bine te-am regăsit. Se pare că de fiecare dată am venit cu plăcere la tine în emisiune și de această dată de altfel. Am răspuns invitației, cu toate că timpul a fost atât de scurt, dar îmi face o deosebită plăcere să fiu din nou, să fiu în emisiunea ta, că din nou n-am mai fost, dar în alte emisiuni. Da, mă bucur că ai acceptat provocarea de a apărea în fața telespectatorilor și ca avocat, pentru că așa ca artist toată lumea te știe, mai puțin știu că ești și avocat, decât cei care merg în instanță și au ocazia să te întâlnească acolo, să te angajeze ca avocat. Și chiar discutam, dragi telespectatori, să alegem o temă pentru dumneavoastră și am zis, frate, care sunt cele mai multe cazuri și am aflat, așa cum bănuiam și eu, că cele mai multe cazuri se referă la legile fondului funciar. Da, este foarte adevărat că în ultimul timp sunt mai, din ce în ce mai frecvente spețele pe legea 18, pe 91, legea fondului funciar, cu modificările ulterioare. Care sunt foarte multe. Care sunt, de altfel, destul de dese, zic eu. Și se pare că sunt multe nerezolvări venite din anii precedenți și, după cum spuneam, a suferit modificări legea 18 pe 91 și actualizată. Și trebuie să se actualizeze și cetățenii în ceea ce privește intabularea imobilelor, inclusiv terenuri, case de locuit și de ce nu cele care vin după masa succesorală a autorilor. Și se pare că bunicii sau străbunicii au omis aceste aspecte și vin să le rezolve urmașii. Exact, urmașii, copiii, chiar nepoții și uite, așa trebuie să ne reîntoarcem oarecum în lucrurile pe care nu au fost rezolvate, zic eu, la timpul oportun. Și deși, așa cum am precizat, a suferit multe modificări legea fondului funciar și tocmai de aceea ne confruntăm cu asemenea spețe. Bine, sunt rezolvabile, nu asta este problema. Important sunt, este da. Că... Sunt, dar de ce să se ajungă aici? De exemplu, inițial s-au dat terenurile în trupuri comune, după care au zis nu pe vechiul amplasament. Întâi s-au dat anumite suprafețe, întâi un hectar de agricol, după aia 10 de pădure, după aia hai să le dăm tot, după aia mai întâi să le dăm tupuri comune, după aia pe vechiul amplasament. Și uite, așa trebuie schimbate practic titlurile de proprietate, nu? Situația astea sunt cu totul, e cu totul comportă o altă discuție în ce privește intabularea pe amplasamentul forestier. Sunt anumite lucruri care nu au fost rezolvate deloc pentru că s-a neglijat acest aspect și asta intră în atribuțiile administrației primăriei, pe de altfel. S-au făcut și, zic eu așa cum ai precizat și tu, mici neclarități, s-au dat pe alte amplasamente, pe spusele
actualilor nepoți și declarații. Pe simple declarații. Nu s-au făcut cerere de reconstituire la timpul potrivit, că a fost un termen limită până când s-a acceptat cererea de reconstituire, iar cei care n-au făcut-o nu au avut cum să fie puși în posesie prin proces verbal, nu s-au eliberat adeverințe și tot așa rămân lucrurile din urmă nerezolvate. Sigur că sunt rezolvabile acum, dar unele chiar au pierdut această oportunitate dacă nu ne trimite la comisiile locale faptul că cineva din succesorii de funcțiilor au făcut cerere de reconstituire până în termenul limită. Care a fost termenul limită? Până în 2011 a fost un termen limită de a se accepta cerere de reconstituire și apoi, așa cum spunea legea 18, a suferit anumite modificări prin ordonanțe. Dar, de exemplu, am avut o speță de actualitate în care s-a confundat, a fost același nume, numai era diferență de inițială. De exemplu, Popescu Vasile sau Popescu N. Vasile. Nu a tatălui, a unui cetățean din comună. Sau era, dacă mi-amintesc eu, în loc de Pațica, era Pațica Lica. Și cea Pațica Paraschiva era decedată, Dumnezeu să o odihnească, cu ani în urmă, deci și fiul acesteia s-a trezit cu un titlu de proprietate cu un teren forestier pe care care preciza clar și în instanță că nu-i aparține terenul din niciun succesor, de la niciun defunct, nu cunoaște aceste aspecte. Deci s-a trezit proprietar atunci, fără să fi avut. Exact, doar datorită coincidenței de nume și, așa cum spuneam, este diferențiat numele doar de inițiala N. Era simplu Popescu V și unul Popescu Ion simplu, fără V. În situația asta s-a anulat titlul de proprietate, omul a venit și a dat declarații, dar în schimb, dacă nu s-a mai găsit la primăria respectivă, la comisia locală, s-a pierdut din vedere că, așa cum știm, din 4 în 4 ani se schimbă mandatul unui primar. Nu mai există, nu mai găsesc cererea de reconstituire. Și femeia nu mai poate să-și intre în drepturi. Deși s-a anulat acel titlu de proprietate pe acea pădure. Asta cine a făcut cererea nu mai poate primi? Nu, cine a făcut cererea nu și-a luat și asta este foarte important de reținut. Când se depun, acum e tardiv, dar în termenul limită, trebuia să depună o cerere de reconstituire în dublu exemplar, pe care trebuia să primească ștampila sau un număr de registrare. Nu s-a deci făcut acest aspect. Deci am dorit o precizare, regia, pentru persoanele hipoacuzice. Atunci când depui o cerere la instanță, e bine să o depui în două exemplare. Nu la instanță, să nu facem confuzie, era vorba la comisia la locală. Comisie. E clar că la instanță trebuie să depui câte părți sunt în cauză, de exemplu dacă sunt 5 părți și un singur reclamant și 5 părți, câte părți sunt în speță, atâtea exemplare trebuie depuse, pentru că trebuie să se comunice și la fiecare parte. Și n-ar fi rău să păstrezi și pentru tine un exemplar cu numărul de înregistrare păi a dosarului. Păi nu, cu numărul de înregistrare a acțiunii. Până depui, nu se dă număr de dosar. Păi ți se pune primirea să faci dovada că ai depus acea acțiune, că altfel n-ai cu ce. Exact asta vreau să precizez și la comisia locală. Trebuia să facem precizarea asta pentru colegii din regie să scrie pe burtieră. Deci atunci cetățenii e bine când depun o cerere la primărie, la comisia locală. Exact. La comisia locală pentru diverse situații sau, cum a fost cazul pentru reconstituirea dreptului de proprietate exact. Să se ducă cu două exemplare regia prin care să meargă cu două exemplare, unul să-l depună și pe al doilea să ceară număr de înregistrare. Exact. Și atunci faci dovada și nu mai este și comisia locală din primăria respectivă, din comuna respectivă, este obligată să pună la dispoziție acea cerere de reconstituire. Era obligată până în termenul limit, așa cum spuneam. Și acum, dacă cei care există sau le-au pierdut sau nu le-au depus în dublu exemplar și sau, așa cum spuneam, sau din 4 în 4 ani se schimbă primarul, dau vina, să zicem, nu se mai regăsește în arhiva noastră.
din câte Cererea știm, depusă de pentru reconstituire. reconstituirea Exact. dreptului de Păi atunci, proprietate. în speța cu amplasamentul forestier, dacă s-a eliberat titlul, care sunt documentele justificative care, în baza căruia s-a eliberat acel titlu de proprietate, chiar din eroare, pe numele altui cetățean care nu i-a Care nu aparținea. a depus cerere. Care n-a depus cerere, adică cineva a depus Adică cerere, cineva a dacă s-a depus. eliberat, în loc să elibereze pe Popescu Vasile, s-a, am dat un nume oarecare la Oarecare, întâmplare, da. S-a eliberat pe Popescu N. Vasile, N fiind, da, cum se spune, altcineva din inițiala, localitate. exact, Exact. exact, titlul de proprietate s-a anulat și pur și simplu terenul forestier a rămas, pădurea a rămas al în nimănui. Proprietatea statului, să zicem, că dacă Iată n-a erori care se ridicat-o, pot produce din sunt. E diverse asta, cauze. Da, eu, dar, da. Se produc erori chiar și la instanță. De exemplu, eu am primit o hotărâre judecătorească ce nu se referea la decât în antet la persoana mea, iar, sau mă rog, la societatea mea, nu era pe persoană fizică, iar la final soluția era pentru altă societate. Probabil că s-a copiat din greșeală două decizii sau Nu, s-a luat prima parte de la tine și probabil de la altă societate. Da, era altă societate și cam... pentru Registrul Comerțului. Nu aș deci vrea să intru sunt... eu în critici, că da, nu da, cred da, că adică sunt se în poate măsură, întâmpla da. Să apară greșeli de redactare, practic. Adică fiind un formular standard asta, pentru redactare. Da, asta este treaba grefierelor. Asta e treaba și grefierelor, da. Probabil dar și se atunci, întâmplă. Dar Suntem și atunci oameni se pot până la face urmă și îndreptări. Putem îndreptare eroare materială. Da, da, firește, da. Da. Hey, uite, dar dacă ești din termen... Păi, îndreptarea erorii materiale poate fi și făcută, dacă dar e se întâmplă termen. Cu totul altceva. Da, aici este o problemă că procedural. Se poate întâmpla altceva, să pierzi, nu știu, un contract datorită faptului că nu poți face dovada cu acest titlu executoriu, că tu ai un titlu executoriu și trebuie să-l depui în termen limită, nu știu, la o licitație. Sau am da. Avut o speță în care o cunoștință vrea să-și facă cununia civilă. Și zice, uite tu ce mi s-a întâmplat, mi-au greșit în loc de așa, mi-au scris de Cristina, mi-a scris Cristiana. Și nu mi-o primesc păi, grefiera, evident, că nu și, păi, magistrat. Și ce anume scria, pentru ce? Numele, ce i-a greșit pe sentința divorțului. Divorțului. Exact. Și a greșit și numele. Dorea să se recăsătorească și deja zic că nu poate. Exact, că nu poate să ducă că și-a revenit la numele inițial. Din... Și nu semăna cu numele inițial. Da, de la Cristiana era Cristina simplu. Și au văzut și... exact când aveau actele la primărie, probabil. Nu, a văzut în timp respectiva persoană, dar termenii procedura am prins și în perioada vacanței, degeaba o trimiți că nu ți-o modifică pe loc. Trebuie să faci o cerere, să ajungă la magistratul respectiv, să se îndrepte eroarea materială, dar ea a pierdut când 8 septembrie, când își dorea să țină cununia acele termene. Da, data. Și a fost oricum, na, pusă într-o situație destul de grea, da. De neplăcută. Și e firesc. Până la urmă suntem oameni, dar zic eu că dacă ar fi un pic mai mult atenție, o verificare de mai multe ori s-ar mai diminua din... dar nu nu este, sunt nu este adică ceva, e ceva e generic, mai rar nu, întâlnit. Da, nu e ceva de... Se poate întâmpla, există cazuri, dar nu... Bine, așa cum, da. De exemplu, că tot vorbim de acte și de greșeli, ale unora sau ale altora, aveam și am o mătușă care are, toată lumea îi spune Profira și ăsta e un nume care e foarte cunoscut, Profira. Exact. Ei, dar pe actul ei de naștere, cei care au scris actul de naștere au scris Porfira. Oh. Din greșeală. Actul de naștere. Actul de naștere. Certificat. Și certificat, pe buletin. Automat buletinul s-a făcut după certificatul de naștere. Anuman automat, actele pe care le-a... În toate actele ei de proprietate, de sau de mersuri ce a făcut la instanță. Deci tot ce a făcut era cu Porfira. Așa. Dar întotdeauna cine se apuca să lucreze pe dosarul ei scria Profira, că ăla e numele obișnuit. Da. Și după aia și-a dat, da, pe mine mă cheamă Porfira. Da, e exact. E o greșeală care exact, s-a prins pe care tot, te afectează, a rămas în timp. Tot timpul.
Și efectiv, de câte ori se ducea, dacă nu precizai personal, vedeți că eu nu mă cheamă Profira pe mine, și Porfira, așa scrie în certificat și în buletin. Dar să revenim la spețe, la dale justiției în general legate de cazuri, și spuneam că cele de fond funciar sunt cele mai Cele mai frecvent, da, frecvente. întâlnite. Nu știu de ce s-a lăsat așa, că, de exemplu, sunt situații în care s-au trezit la anii, zic eu, destul de înaintați să fac aceste demersuri, și eu totdeauna mă întreb, dar de ce ați ajuns la acești ani când trebuia să... Deci ați ajuns. Ați ajuns la o vârstă de care aveți foarte multă liniște, la care trebuie să aveți multă liniște, nu să mergeți prin justiție, să vă căutați niște drepturi. Până acum de ce? Că am avut o speță destul de, zic eu, doi frați care au conviețuit 40 de ani și s-au trezit în anul 42 de conviețuire unul lângă celălalt, că e picurătura strașnei vine pe metru ei de teren. Frați fiind. Frați fiind. Deci asta e o chestie și destul de ingrată între doi frați care trăiesc unul lângă celălalt cu proprietăți care deja se știa că toată viața, toți banii la rând, curătura strașnei venea pe acea bucățică de teren care delimita cele două proprietăți. Bine, asta e cu totul altceva. Și își revendica jumătatea aia de teren, două palme. Își revendica, e dreptul ei și să-și mute gardul mai spre imobilul lui, vecinului, fratelui în speță, că o afectează. Și afectează proprietatea. Și, da, Potrivit legii, da. potrivit legii, da, Îi eroda dar din terenul. punct de vedere, da, e erodat, și 50 de ani nu s-a... Și cât au trăit frații în aceeași casă, nu și-au erodat Exact, unul altuia. exact, exact. Aici eu zic că depășim limita legii fondului funciar. Legea fondului funciar este mai frecventă în ceea ce, în ce constă și ce cuprinde această lege. Se regăsește mult în administrația publică și sunt destul de dese spețele, se pare că, mă rog, trebuiau, zic, din punctul meu de vedere, rezolvate de mult, dar asta este situația. Sau se merge pe premisa că niciodată nu-i târziu. Deși acum am înțeles că în urma modificării că vor fi obligate comisiile locale prin primar să facă intabularea fiecărei comune. Și atunci cetățeanul va fi obligat să-și intre în drepturi, să-și intabuleze tot ceea ce a moștenit și să nu mai lase lucrurile să meargă mai departe așa cum sunt. Da, cel mai greu însă este atunci când ai primit un titlu de proprietate pe un teren. Nu s-a făcut cadastru la momentul de atunci, că nu era obligatoriu Da, cadastru. da. Și Iar acum vine... ne trezim cu ele suprapuse. Sunt destule Foarte multe situații, cazuri. foarte multe cazuri în care Cum se procedează? se solicită anularea și atâta cărții funciare, că dacă a fost înscrisă, dacă n-a fost, se solicită, se ia de la început, în anumite situații permite deplasarea pe amplasamentul la fața locului, dar sunt situații în care există construcția chiar la Marginea proprietății. grămițuirea dintre cele două proprietăți. Și atunci, chiar dacă ai limita, nu mai ai ce face. Adică, ce facem? Trebuie să ne gândim, până la urmă, legea spune să ai cel puțin 50 de centimetri între delimitarea dintre cele două proprietăți. Dar acum privind lucrurile și altfel. Cum să mutăm imobilul, casă, cu cârligul, nu se poate, indiferent. Sau,
unele situații să ajung la o convenție și între părți și vă achităm suma care o pretindeți pe acea bucățică de teren, dar sunt situații în care se retrimi la rejudecare, se fac expertize peste expertize, contraexpertize la fața locului și se merge pe calea justiției chiar până la 4-5 ani, chiar mai mult. Și atunci e trist. Da, sunt și cazuri în care sunt două titluri de proprietate suprapuse pe o anumită zonă a celor două proprietăți. Nu da, toată, da, și se ajunge la înțelegere să taie printre ele așa, adică să renunțe fiecare la jumătate din suprafața suprapusă, sunt și cazuri de astea? Sunt și din păcate sunt destul de dese și asta sunt tot în general din administrația publică. Pentru că atunci când s-au dat titlurile de proprietate, cei care, deci o comisie a dat un titlu și să zicem că peste 4 ani altă comisie a dat alt titlu sau aceeași comisie au eliberat două titluri de proprietate fără să realizeze sau fără să verifice, mai bine spus, că cele două terenuri pe o porțiune fie cât de mică sau cât de mare se suprapun și n-ar fi trebuit eliberate titlurile de proprietate până nu se rezolva situația în concret la fața locului. Sigur că acum fiecare proprietar solicită anularea celuilalt titlu de proprietate, reciproc. În asemenea, trebuie să recunosc că nu m-am confruntat cu asemenea situație, dar să nu se ajungă în situația în care, de exemplu, se suprapun, așa cum precizam, și să fie deja o clădire, o construcție de ani de zile. Și de-abia oamenii să afle acum când au pornit pe intabulare, l-au avut doar în posesie, nu și înscris în cartea funciară. Și acum se confruntă, deci, așa cum știm, pe atunci se aveai terenul, se libera autorizație de construcție, bine, mersi, e ok, terenul l-am, celălalt poate a cumpărat ulterior și a aflat că este, că se suprapune ulterior și evident că s-a cerut anularea titlului de proprietate. Fiecare revendica, considera că îi aparține, cumpărând ulterior eliberării unui titlu de proprietate. Sunt spețe și spețe, într-adevăr. Ele sunt rezolvabile pe cale judecătorească, toate sunt rezolvabile, dar unii sunt mulțumiți, cealaltă parte. Sau ambele sunt nemulțumite și fac recurs? Sunt păi și cazuri de astea. Păi sigur că nu. Nu mă referam la fapt. Fac și apel, fac și recurs, merg cu toate procedura, ajung și pun la Strasburg anumite spețe, că omul consideră că este îndreptățit să aibă terenul, așa cum l-a cumpărat de la X. Unii au cumpărat pe chitanțe de mână. Da, fără să identifice foarte clar în teren exact suprafața. Și celelalte persoane sau celălalt titlu de proprietate s-a eliberat ulterior și omul știe că pe chitanța de mână el a dat banii de bună credință cetățeanului respectiv și că este proprietar, dar din păcate acum nu mai sunt recunoscute acele chitanțe de mână pe instanță. Nu mai sunt luate de bun augur. Nu mai sunt luate ca și un înscris în deplinătatea lui probantă. Să mai spunem pentru burtier, cele mai multe cazuri la instanță sunt legate de legile fondului funciar. În instanță sunt legate de legile fondului funciar. Avem obligația să facem precizări pe burtieră pentru persoanele hipoacuzice. Da. Da. Bine, acum eu vorbesc din punctul meu de vedere. Sunt și alte spețe. Sunt foarte multe, dar pe toate domeniile. Pe toate domeniile, inclusiv categoric. Pe profesioniști, inclusiv pe contestația proceselor verbale.
Diverse situații, situații. da. Pe deciziile de pensionare sunt foarte multe contestații, pentru că oamenii consideră că au un drept, cei care au lucrat în grupa întâi și a doua de muncă și nu le-a fost recunoscută direct și sunt obligați, a fost o discuție pe tema asta publică, sunt obligați să acționeze în instanță, să pe niște drepturi care deja... Ca să-și obțină acele drepturi. Exact, dar drepturile sunt recunoscute atâta timp cât omul a prestat la firma sau la societatea respectivă, este trecută în carnetul de muncă, dar ca să fie Fără recunoscută de decizia casa de instanței nu se poate. sănătate. Exact. Sunt situații diverse spețe. Dar cele mai frecvente astea sunt pe legea fondului funciar, pe dezbateri succesorale care se includ tot în imobile și mobile. Da. Cam astea sunt de actualitate De mai actualitate. Pentru că tot și divorțurile spuneai sunt de... Și divorțurile. Ia notați acolo regia. Deci, da, și în divorțurile sunt clasament, pe un loc bun, se află de asemenea contestarea deciziilor de pensionare și divorțurile. da, din păcate persoanele care pleacă în străinătate la aș câștiga existența sau merg ei pe ideea că o să O să-și secundă. îmbunătățească situația Contestarea financiară. deciziilor de pensionare și divorțurile. Așa. Da. Atunci lucrurile se schimbă. Rămâne, de exemplu, tatăl cu minorii la Mama domiciliu pleacă conjugal la și mama muncă. pleacă pentru a câștiga un bănuț în, așa consideră dumnei. Poate câștiga mai mult decât se oferă în România, dar pierde anumite aspecte familiare, creșterea copiilor, educarea, rămân copiii singuri afectați psihic, se Clar. simte progresul lor la, adică nu progresul, se simte faptul că nu mai sunt atât de veseli ca atunci când era mama acasă, se gândesc că ea este departe, ei se duc la școală și sunt, majoritatea sunt triști. Și, în general, separarea asta de parteneri, e logică, stai 6 luni sau un an, doi plecat, n-ai cum să conviețuiești singur, trebuie să-și găsească fiecare un alt partener și automat intervine separarea. În fapt, se produce atunci când pleacă, dar definitiv, divorțul. Și fiecare consideră că are dreptate în felul lui și uite așa rămân și cei care au de suferit întotdeauna sunt minori. Clar, iar divorțurile acum sunt mult mai ușor de realizat Este adevărat, față de dar cum era mai de mult, când te punea să stai 6 luni să te gândești, de exemplu, și se sunt de putea așa face un numai la termen de instanță. gândire, da. Da, o Acum lună. se poate face și la notariat, dar numai dacă ești de acord cu toate capetele de cerere, cu privire la revenirea numelui anterior sau păstrarea numelui. Majoritatea și solicită și păstrarea numelui pentru a nu mai schimba actul de identitate sau alte acte pe care le are pe numele purtat în timpul căsătoriei. Fiecare solicită stabilirea domiciliul minorul la ei și celălalt și îi Uneori, nu tratează toți. uneori, da, așa este din Nu toți. păcate și tratează Eu ca cunosc pe... cazuri de soți care nici măcar nu s-au gândit să ceară copiii, Da, dar apoi aia să-i mai știu. și primească. Știu și de soț și de Și soție de care soție, sunt, da. dar asta cred că ne depășește, intrăm Da, în nu este treaba alte... noastră. Da. Discutam doar de principiu. Da. Chiar am întâlnit o persoană care spunea, cum să cresc eu copilul, că eu cu cariera mea ce făceam? Și era o mamă. Am asistat și eu chiar pe holurile instanțelor de judecată. Erau soț-soție în litigiu, un divorț și în fața minorului de 9 anișor, cred că avea 10, să zic. Și ea zicea, eu nu pot să te iau că nu mă acceptă actualul, el zicea că nu pot în fața minorului, Copilului. da. Eu nu pot să te iau că îmi pierd serviciu. Și minorul făcea, hai tati, ia-mă tu. Era destul de trist. Și atunci, fără să nu era speța mea, dar mă aflam în preajma lor și am intervenit. Nu știu dacă am greșit. Și am zis, nu-i posibil așa ceva. Cel puțin mergeți în altă parte, nu știu, luați-vă de Negociați în păr, altă faceți parte, ce da, vreți, nu în fața dar nu în copilului. fața copilului. Să plângă și să se roage de fiecare care să mă ia. Că nu vrea Era niciunul. exact, Extraordinar. Chiar da. așa ceva n-am Da, întâlnit. te confrunți cu tot felul, vezi tot felul de situații, dar
Legea este lege pentru fiecare, dar depășește, uneori eu zic că trebuie să ajungă convenția dintre părți, pentru că legea e scrisă în carte pentru toată lumea, negru pe alb, nu poate să șteargă absolut nimeni, dar unii sunt persoane care nici nu știu ce scrie acolo, nici nu îi privește, nici nu îi interesează, numai ei au dreptate fiecare în felul lor și, din păcate, lucrurile sfârșesc destul de trist. Din păcate, dacă ar exista mai multă înțelegere între oameni și mai mult, eu știu, respect față de dorința celui, sau nu neapărat dorința și dreptatea celui de lângă tine sau din fața ta, poate că n-ar fi atâtea litigi. Sunt foarte multe litigi, Da, nu? sunt destul de dese Pe și toate temele. pe toate domeniile și interpretative. Fiecare zice, ce spune legea? Ce spune legea? Dar Dar poate aici, ei în nu știu ce situația spune asta, ce legea. spune legea? Ce facem cu minorul ăsta pe care, păi nu știu, normal că Legea vorbesc. spune care îl vreți și... Apropo, era un domn judecător care s-a magistrat, care s-a pensionat și apropo de speța anterioară cu cei doi frați care au conviețuit o viață, 48 de ani, unul lângă celălalt și s-au trezit că grănițuirea este mai cu o jumătate de metru, așa, să tragi cumva cu cârligul Streașina acoperișul, da, casei. acoperișul, și zice magistrat, cum doamna să facă, să tragă așa acoperișul cu cârligul, și zice, da, să și-l tragă și înjura și facea, doamnă, știți ceva, greșiți. Nu greșesc, domnul judecător, nu greșesc. Dumneavoastră greșiți că nu m-a ascultat. Doamnă, și Dumnezeu a greșit. Da, zice dintr-o. Da, de ce? Fiindcă a pus gura înaintea creierului și vorbește gura fără creier. Da, mi-a plăcut tare mult. Pentru că, da, asta este. Nu, eu zic că, în afara, să nu intrăm prea mulți, dezbatem prin prisma umanității, că na, fiecare este în măsură să-și ia propriile decizii în viață, nu ne Da. abatem de la legea tuturor cetățenilor pe care noi cu toții ar trebui să o respectăm și să o înțelegem așa cum este scrisă ea de către legiuitor. Da, într-adevăr, dar uite că apar înțelegerile astea pe lângă lege și când cei care s-au înțeles într-un fel nu se mai înțeleg și nu mai sunt prieteni, se întâmplă ce s-a întâmplat între cei doi frați. Chiar acum încercam să mă străduiesc să-mi amintesc, dar cred că mi-am amintit. A fost un caz care pe mine m-a cutremurat ca ziarist de eveniment și de investigații, dar acum vorbesc de calitatea mea, de fosta mea calitate de ziarist de eveniment. Eram la o televiziune centrală cu sub redacție aici la Gorj, la Antena 1, ce să mai, că nu e nicio problemă, nu facem reclamă la concurență fără probleme. Și efectiv am primit un telefon, urmează să fie demolată o casă din Târgu Jiu pentru că picură streașina în curtea vecinului. Nu pot să Exact, cred, zic. da. Bun, zic, dacă când s-a construit nu s-a văzut că picură și acum mi-amintesc, cred că nu mă înșel, Tomoială se chema cel care avea streașina care îi curgea pe Uite, curtea era bine să fie vecinului. avut și telefoane în direct, cei care aveau nevoie Da, pot să trimită să SMS-uri la 0766631452 cine da, dorește să adreseze sunt întrebări. destule persoane. Această persoană, Tomoială, a murit pentru că în momentul în care primăria a venit să demoleze, în urma nu numai a unor hotărâri judecătorești, ci a faptului că A fost pusă în executare. vecinul nici nu s-au apucat, dar vecinul acestui Tomoială, și nu mă înșel, așa îl chema săracul de el, că a murit cu mulți ani în urmă, s-au dus la Strasburg, exact ce spuneai tu, s-au dus la Strasburg și au acționat primăria că nu execută hotărârea judecătorească. Nu respectă. Hotărâre, da. Că nu Hotărâre care respectă hotărârea judecătorească. prevedea Executarea executarea în sensul de demolare demolare. a construcției, Da. efectiv. Da. Asta a fost. Și a venit frumos primăria cu utilajul și când se bage buldozerul în casă, ăsta și-a dat foc, Tomoiala. O, Doamne. Și a murit peste multe chin, după multe chinuri, în spital, pentru că a avut arsură mare Ei, de... acum noi N-a murit vorbim, pe loc, chiar noi mi-amintesc și vorbim. mai, numai un pic te mai întrerup, chiar am avut surpriza ca colegii de la Prima TV să mă bage la cârcotaș că am spus că
După ce și-a dat foc, Tomoială s-a urcat pe casă să se arunce și râdeau de mine că asta am spus eu în direct, când am fost în direct la Antena 1 și mă distrează, deși e un caz tragic, mă distrează că ei au considerat că eu am greșit și de asta m-au băgat la cârcotaș, dar așa a fost, o munte și-a dat foc și după ce și-a tras de pe el cu piele cu tot Oh, hainele Doamne. care se topiseră așa pe el și curgeau pe el, s-a urcat pe casă să se arunce de acolo. După aceea, mă rog, l-au luat cu salvarea și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că a murit din cauza arsurilor de mare întindere pe piele. Deci chiar așa s-a întâmplat, după aceea s-a urcat pe casă să se arunce. Iată unde poate să ajungă o ceartă dintre doi Situație. vecini, în condițiile în care Da. ei erau foarte buni prieteni și au căzut de acord când el a construit, că doar vecinii unde au fost când el a construit nu erau acolo, erau Păi, acolo. Erau acolo. Iată ce se acordul. poate întâmpla. Da, te-am ascultat cu mare interes, dar vreau să precizez faptul că noi acum vorbim de o situație, un fapt concret, dar nu cunoaștem situația juridică a terenurilor, adică omul a fost de acord, dar verbal, nu scris. Verbal? Păi și atunci n-a avut cu ce-și face apărările în instanță, Clar, în ceea ce decizia sa era privește dreptul de corect, nu e proprietate. nicio problemă. Sau dacă în situația Nu era există. vorba doar de streașină care curgea, Da, streașina sau curgea la vecin. dacă era trecut de 30 de ani posesia, puteam să ne încadrăm la uzucapiune. Dar Să acum, explicăm ce sex. înseamnă. Păi, de exemplu, nu ai o proprietate, ai în posesie un imobil, casă de locuit sau imobil, teren, un imobil. Ai în posesie pe o perioadă de 30 de ani, fără să fie tulburată posesia, adică întreruptă. Și se cheamă Și se cheamă uzucapiune pe uzucapiune. perioadă de durată de 30 de ani. Așa. Atunci, în situația concretă de posesie, este adevărat că atunci doar era singurul cuvânt sau era respectat cuvântul celui care îți îngăduia să construiești pe meждină sau doar verbal. E, așa cum spuneam, s-a modificat mult ulterior de-a lungul anilor și acum codul de procedură și codul civil s-au modificat, s-au făcut diferite amendamente. Unele în favoarea generațiilor de astăzi și în defavoarea celor înainte de a se modifica codurile. De altfel cum și codul de procedură și codul de procedură penală au suferit în ultimul timp foarte multe modificări. Acum, dacă respectivul cetățean și vecin sau i-a dat doar acordul prin verbal, fără să facă un act notarial, nu are putere probantă cuvântul meu împotriva Corect. cuvântului tău. Corect. Și Am mai vrut, mult dar nu decât mai vreau. atât, mai mult decât atât, uite, acum mă confrunt cu o speță în care, da, și asta, să terminăm cu uzucapiune, și asta se numește uzucapiune, posesia pe o perioadă lungă de 30 de ani. Se numește uzucapiune. Bun. Există și de Și ce 10 se ani. întâmplă după 30 de ani? Nu Păi mai ai ești dreptul Păi dacă nu, cineva? atunci se uzucapează, atunci, Adică? adică e dreptul tău, poți să devii proprietar. Că nu ai Pe avut, un bun pe care l-ai folosit chiar dacă nu era al ai tău? uzat de el, dar l-ai avut în posesie. Păi Așa. 30 de ani, de ce nu l-ai revendicat, soro, 30 de ani? N-ai știut că e la mine bucata aia de teren timp de 30 de ani? Și se uzucapează. Asta se numește uzucapiune. Bine, asta tot în Adică se instanță. duce cetățeanul care l-a folosit 30 de ani și devine proprietar. Obține un titlu executoriu, o sentință, da, și devine proprietar Chiar dacă n-a pe adus uzucapiune. îmbunătățiri, n-a făcut nimic. Păi ceva în 30 de ani La trebuie să săpat, e, faci, poate că e pământ doamne, doar. ce, păi l-ai uzat, da, chiar dacă ai cultivat, ai avut un uzufruct, ai plantat Bun, ceva sau și ai construit ceva sau l-ai închiriat și nu știu, diferite situații. Da, uite, asta vreau să zic. Așa, în ultimul timp, de exemplu, în speța pe care vreau să o duc în discuție, s-a dezbătut masa succesorală autorului între doi frați, soră și frate. Sora i-a cedat pe casa imobilului în care locuia dreptul ei, cotitatea ei, care îi se cuvenea, și a zis verbal, cum îmi spui tu mine și eu zic, uite, eu îți cedez dreptul din
imobilul, casa în care locuiești, lăsat de la tata, nu vreau niciun drept de acolo, dar să-mi lase și mie mama, venea în concurs la dezbaterea succesorală, soția supraviețuitoare cu doi fii și o fiică, cu cei trei moștenitori rămași de pe urma defunctului. Și a zis, renunț la cotitatea care mi s-ar cuveni din imobilul în care tu locuiești și tu să fii de acord ca mama, soția supraviețuitoare, să-mi lase bucata de teren în nu știu unde, în punctul Seuca sau unde se afla terenul, în suprafață de 9150, cât era, metri pătrați. E, acum, după ce s-a văzut, deci în 2010 s-a dezbătut succesiunea, în 2012 soția supraviețuitoare, conform înțelegerii, a mers la notar și a făcut și ei act de vânzare-cumpărare, ca să nu mai poată interveni fratele, că ulterior putea să le solicite supliment succesoral, să deschidă o altă acțiune ca supliment succesoral, că s-a omis de la includerea bunurilor masei succesorale, mobile și imobile, și această bucată de teren. Și și-a dat seama că, și asta o poți, nu are termen, dar în termen de 3 ani putea o convingă pe soția supraviețuitoare, mama lor în speță, să anuleze contractul de vânzare-cumpărare. Mama, nu el. Da, și Și, care l-a făcut de altfel. exact, și într-adevăr la începutul acțiunii a solicitat și anularea, nulitatea, rezoluțiunea contractului și ca și supliment omiterea acestei suprafețe de teren. Ulterior, când trebuia plătită și o taxă de timbru, evident, ulterior a renunțat la acest capăt de cerere și a mers doar pe nulitatea contractului de vânzare-cumpărare, deși el este o terță persoană, nu este parte contractantă. Corect. Dar Și putea să ceară? poate să ceară nulitatea oricine, dar trebuie să și provezi că acel teren provenea de pe urma autorului. Dar el n-a avut cu ce proba, pentru că terenul în speță era cumpărat de soția, mama, soția supraviețuitoare, dar înainte de a se căsători cu defunctul, cu Deci autorul. era dreptul Era ei propriu, exact nu și era bun comun cu defunctul. exact, nu intra la La bunurile masa partajabile, succesorală exact. pe Dar urma. astea sunt, nu știu, Avem un încearcă. mesaj, spune telespectatorul sau telespectatoarea în felul următor. Noi nu am dezbătut taxa de succesiune, tata a murit, frații folosesc toate terenurile de foarte mulți ani. Este uzucapiune asta? Păi nu, înainte să ne înțelegem, dezbaterea succesorală se poate deschide oricând. Există o procedură prealabilă, se merge la un notar, cel mai apropiat notar din comuna respectivă, se face o încheiere prin care se consemnează că nu s-a dezbătut masa succesorală de pe urma autorului niciodată. Cu acea încheiere, vine la un avocat cu certificatul de deces al autorului, cu toate bunurile mobile și imobile ce a avut trecut la rolul dumnealui și vine în concurs, depinde ce calitate are de succesoare rezervatar, ce calitate are, să Păi spune că ascendent, descendent. mama, deci mama, înțeleg că a murit unul dintre părinți Așa, și mama trăiește, soția sau amândoi, supraviețuitoare. nu, cred că amândoi, Păi după asta trebuie câte se știut înțeleg. dacă ambii părinți au Că decedat și se dezbate masa succesorală, se dezbate de pe urma autorului, succesiunea de pe urma autorilor, inclus chiar dacă ambii dacă sunt frații decezați, ceilalți au au un folosit posesiv. tot timpul, Exact, alea da? Deci sunt nu mai e drepturi. Nu, uzucapiune în nu, cazul draga ăsta. mea, sunt drepturi. Păi nu, uzucapiunea este în situația în care se dă, cum se dădea înainte de la primării, anumite terenuri se schimbau, terenurile se dădea un alt amplasament, era poate terenul respectiv, că îl includea ca și utilitate publică și dădea pe un alt amplasament. Și să zicem că acum a venit Xulescu și și-a revendicat acel teren sau acel imobil care a aparținut înaintea vremurilor noastre, pe timpul comunismului, sau a fost în legile, inclus în legile care au fost preluate abuziv.
Da. 44. Și acolo se poate încadra uzucapiunea. Dreptul tău de succesor nu se poate solicita oricând. Se Nu poate este. și chiar dacă respectivele bunuri au fost Păi au fost folosite folosite de și frați și auzat nu de de el. tine. Exact, Da? exact. Haideți să facem precizarea Astea asta se pentru de... burtieră, dezbaterea succesorală. Se poate face oricând. Chiar dacă s-au omis anumite bunuri la masa succesorală, se pot face suplimente. Da? Deci dezbaterea succesorală Se se poate poate face face oricând, nu are termen de oricând. prescriere. Nu Până la există termen de prescriere. Da. De pe urma autorilor. Dar, așa cum am precizat, se face o încheiere. La un notar este ca o procedură prealabilă, că altfel se anulează ca prematur introdusă Încă acțiunea. o dată, pentru burtieră, dezbaterea succesorală se poate face oricând, nu există termen de prescripție. Nu există termen de prescripție. Da. Și E vine în foarte concurs, important și da. mai ales Ce că... dacă au locuit un frate sau o soră acolo? Nu este proprietar dacă nu s-a dezbătut succesiunea de pe urma autorilor. Da. Are și o cotitate partea. Și Dacă, chiar atunci dacă îmi au făcut amintesc un caz. îmbunătățiri, dacă au făcut îmbunătățiri în acel imobil în care au locuit, de aceste aspecte se ține cont doar dacă se probează. Adică faci dovada Da. cu înscrisuri că tu ai cumpărat, ai zugrăvit, ai tencuit, ai făcut modificări de proiect sau... Și Dar atunci dovedești că dovedești cu valoarea bunului a înscrisuri, crescut prin ai făcut propria ta îmbunătățiri. activitate. Da, Dar exact. mi-amintesc acum de un alt caz similar cu cel din mesaj pe care l-am întâlnit, dar în care printre frații care, mă rog, sunt urmașii celui decedat, când fratele plecat de acasă s-a întors și a zis, ok, ce facem? Ei au zis, păi noi ne-am făcut titluri de proprietate. Cum puteau să-și facă titluri de proprietate dacă nu s-a dezbătut taxa de succesiune? Zice, tu n-ai ce să faci, că noi ne-am făcut titluri. Acolo unde era curtea casei, cred. Cum se Da. poate face titlu Se duc fără la taxă de primărie și succesiune? fac o cerere pentru eliberarea anexei 1 și 2. Spun că nu mai există moștenitori și că ei vor să facă intabularea pe anexa 1 și Și e un 2. fals, nu? Dacă nu s-a dezbătut Nu succesiunea, s-a omul la dezbătut. primărie n-are de unde să știe câți moștenitori are defunctul. Știe că l-a avut la rol și că el e singurul moștenitor. Exact. Și se duce pe anexa 1 și 2. Adică ce înseamnă anexa 1 și 2? Și înscrisuri pe care sunt trecute Care la îți permit numai primărie să prin... faci intabularea dacă... Fără act de proprietate? Păi asta e actul de proprietate. Faci dovada, îți se eliberează anexa 1 și 2 Da. dacă tu l-ai avut trecut la rol. Păi da, Și dar soțul tău a trecerea la rol decedat. este declarativă. Nu? Trecerea la rol este declarativă în administrație, la comisia Da, locală. da. Exact. Și la rol l-ai avut tu, Și dacă eu mă duc și ca depun... soție supraviețuitoare, da? Așa. Tu, soție supraviețuitoare, după ce a decedat și au soțul tău, să înțeleagă și cei care ne ascultă, ulterior survine și decesul tău și rămân doi copii Da. sau cinci. Te duci, unul din ei se duce la primărie și solicită în baza unei cereri eliberarea anexei 1 și 2 în vederea intabulării terenului. Și vine un cadastrist, îți măsoară la fața locului. N-are de unde să știe Da. cel de la primărie că ai făcut tu demersuri în vederea dezbaterii succesiunii. Tu soliciți, da? Ai solicitat. Te Și dacă întreabă vine un frate și... cineva la primărie, soliciți în baza unei cereri eliberarea anexei 1 și 2 pentru a-i Pentru face că ai plătit intabularea. impozit pe o suprafață A unde ți-ai plătit. făcut și casă. Exact. Exact. Bun. Și L-a dacă vine avut la rol fratele... mama ta. Mama ta. Și tu, ca moștenitor, te duci și soliciți. Se Ok. elibereze anexa Și 1 și dacă 2 vine și un să... frate din Uite, acum țări am o... îndepărtate și spune eu Se poate vreau... solicita, poate, oricând, orice moștenitor cunoaște aceste aspecte, poate să introducă dezbaterea succesiunii la notar, dacă se înțeleg, sau la instanță cu privire la toate bunurile care nu s-au partajat și să facă procedura prealabilă prin acea încheiere de care eu am vorbit la notar, că nu s-a dezbătut masa succesorală Bun, și niciodată. dacă există deja titlul de proprietate pe numele, Anularea. se anulează, nu? Anularea.
Evident. Adică instanța dispune. Atenție, dragi telespectatori. Instanța dispune, instanța, eu spun procedura. Da, instanța anulează, așa că cei care se culcă pe urechea că ei și-au aranjat la primărie și și-au făcut titluri fără taxă de succesiune. Exact, a fost eliberat sau s-a dus și a precizat prin cerere, a solicitat faptul că nu este singurul moștenitor să libereze titlul de proprietate în baza anexei 1 și 2, după intabulare. Fiind un fals? Nu e un fals până la proba contrarie. Păi, până la proba contrarie. Exact. Adică vine fratele care spune că nu e singur la părinți. Exact. Și mai eram și eu acolo. Și sunt frate de sânge cu tine. Și facem dovada. Exact. Și atunci, evident că se dezbate succesiunea, se ia cotitatea parte pe câți moștenitori sunt, în funcție de ce calitate au, dacă sunt direct sau descendenți, sau ascendenți, sau colaterali. E clar. Da. E clar că mai avem multe de povestit, dar emisiunea de astăzi s-a terminat, așa, așa că o să te mai invit în alte ediții următoare, pentru că sunt lucruri interesante de spus despre toate acestea. Mai avem un mesaj, știu regia că am depășit timpul, dar totuși să-l citesc. Nu se poate face intabularea pe anexa 1 și 2, zice cineva. Până la proba contrarie. Eu am spețe în care s-a făcut există, intabularea, da, cu o hotărâre dată de din 90, poate înainte de 90, cu o speță în care și nu mai putea fi pusă în executare acel titlu executor. Că e trecut să aici zice de anexa 1 și 2, deci că nu se poate face intabulare doar prin anexa 1 păi și 2. Nu, a avut un titlu de executoriu, da, de către instanță, dar cu un an în urmă, care nu mai stătea zic eu, să caute, să o facă definitivă, să caute în opisurile anilor, ce înainte erau, nu știu exact prin cât, de ce să vorbesc că nu am reținut cu exactitate anul respectiv, s-a dus la primărie, chiar eu m-am deplasat, că ziceau respectivii că nu-i bag în seamă. Eu m-am deplasat, uitați care este problema dumnealor și așa s-a rezolvat, doar că m-am deplasat și le-am expus situația concretă. Este adevărat că sunt cetățeni în zona rurală, vorbesc aici, care nu știu, ori nu găsesc modalitatea de a se face înțeles către autoritățile locale și mi-au spus că nu sunt luați în seamă. Chiar așa s-au exprimat. Nu dau nume nici de primărie, nu nici dăm de... nume și dar, nu prezintă nu, spețele da, concrete. Revin și precizez că au avut un titlu executoriu, după care au făcut o cerere și s-a eliberat pe anexa 1 și 2. Iauzi. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție. O să revenim, da. O să revenim, sigur, cu Reli Sanda într-o altă emisiune, să continuăm. Mulțumim celei care ne-a acest mesaj, pentru că rămânea o chestie nelămurită. Nelămurită, și... că nu era doar anexa 1 și 2, mai erau și alte demersuri făcute. Dar se poate, iată, cu anexa 1 și 2 și... Da. Altceva. Mulțumim, dragi telespectatori, pentru atenție. Mulțumesc, Reli Sanda, pentru prezența. Avocatul Reli Sanda și nu artistul Reli Sanda a fost invitata mea astăzi. În Baroul Gorj mă numesc Aurelia Sanda. Aurelia Sanda. Da. Deci Aurelia Sanda a fost invitata mea astăzi în emisiune. Mulțumesc, la revedere.